Haideți să vedem acum o situație ușor ciudată dintr-o comună gălățeană, unde primăria a cumpărat o auto specială de pompieri, dar nu poate angaja niciun pompier. Da, n-are loc în organigramă. Iată încă o dovadă că românii sunt gospodari, dar uite că de multe ori asta n-ajută cu mare lucru. În urmă cu 3 ani, primarul comunei Valea Mărului a investit 80.000 de lei din bugetul local pentru o auto specială de pompieri. Și asta după ce o casă din localitate a ars complet, pentru că pompierii veniți de la cea mai apropiată unitate din Tecuci, adică de la peste 20 de kilometri, au ajuns după 50 de minute. 22 de kilometri, 50 de minute. Și nu cred că e vorba de munți pe acolo prin județul Galați. Deci nu ne aflăm în Apuseni, să zici că vai, n-aveam pe unde să intrăm. Nu! Mașina de la Tecuci a tăiat câmpul pe vreun drum d-ăsta județean sau ce-o fi acolo cu vreo 25-30 de kilometri pe oră. Cred că ajungeau mai repede băieții de la Constanța, ăia cu barca defectă, dacă îi mai știți. În fine, important e că primăria din localitatea pățită și-a luat auto specială de pompieri. Și mai departe ce facem? Mașina avem, echipaj ne mai trebuie, nu? Auzi, robot. Pare că avem foc în coasta Vâlcii. Prezentați-vă la mașina de pompieri de urgență. Am așteptat. Niciunul dintre membrii echipajului nu are atestat de pompier. Mă numesc Dumitrache Costică și sunt ofițer de stare civilă delegat. E, uite! S-au adunat câțiva oameni din comună, 6 voluntari, fără atestat, cu pregătire de asta făcută la fără frecvență și s-au apucat să stingă ei incendiile. Și să știți că au făcut treabă, ci că au salvat 6 case. Deci se poate, bă, uite că se poate și cu burțile alea de gospodari. Nu trebuie neapărat cine știe ce profesioniști. Bravo lor! Hai să-i mai vedem o dată. Ei, hai gata, lăsați prostiile, mă băieți, că nu suntem la emisiune SF, suntem la Starea Nației. Sau domnișoara era tot din comună? A? Ce zici, domn primar? Echipa de șoc, de șoc, de șoc.